Compania Eurite a reușit să proiecteze și să construiască cea mai modernă stație de tratare mecanobiologică din estul Europei. Suntem în incinta stației de tratare mecanobiologică a județului Bihor. Aceasta are o capacitate de prelucrare a deșeurilor de peste 60.000 de tone pe an. Procesul tehnologic de tratare a deșeurilor începe cu cântărirea acestora la intrarea în incintă. Suntem în hala de primire, unde după cântărire deșeurile sunt depozitate temporar. Ne aflăm în hala de tratare mecanică, unde avem montată o linie tehnologică modernă de proveniență germană. Cu acest utilaj se încarcă linia tehnologică. Aici sunt tocate deșeurile solide municipale. Apoi acestea sunt transportate către ciorul rotativ. Acest echipament separă deșeurile în două categorii. Fracția organică, care este tratată biologic, și refuzul de ciur, care poate fi folosit ca și combustibil alternativ. Din grijă pentru mediu, încă din etapa de proiectare, am conceput un sistem care să împiedice eliminarea miroselor neplăcute în atmosferă. Astfel, în zona de prelucrare mecanică, am construit un biofiltru. În urma procesului de separare a deșeurilor, cantitatea fracției organică este transportată și depozitată în aceste boxe. Odată intrate în aceste boxe, cantitatea de deșeuri organice intră în procesul de biostabilizare timp de 28 de zile. Levigatul rezultat în urma acestui proces este transferat către stația de preepurare, unde, de asemenea, intră în procesul de biostabilizare. După 28 de zile de tratare a deșeului organic prin biostabilizare, avem următoarele rezultate. O reducere a cantității cu 30% și un produs similar compostului. Produsul final este tratat mecanic cu întorcătorul de brazdă. TMB Oradea înseamnă tehnologie avansată, calitatea superioară a materialelor și execuției. TMB Oradea înseamnă grijă pentru mediu. Toată această investiție a fost realizată într-un singur an.